pentru a ajunge pe listă. În cel puțin în UNEPR nu a existat nicio secundă o astfel de problemă. UNEPR a fost un partid foarte transparent și foarte corect în tot ceea ce înseamnă situație financiară, atât în interior cât și în exterior. Nu am avut datorii niciodată către nimeni și în mod responsabil toate aceste promovări în locuri eligibile s-au făcut în primul rând pe merite.